sunt Jesima și astăzi nu mai facem make-up, mai băieți. Dăm și noi intro o dată sau? Vrei să te țin de mână? Păi trebuie să dau din mâinca, că nu pot. Eu sunt Jesima. Bună tuturor și bine ați revenit la mine pe canal. Sau bine ați venit la mine pe canal. Eu sunt Jesima și el este iubitul meu, Teo. Și după aproape un an de când am postat primul vlog împreună, aproape nu, un nu an e mai mult, da, l-am postat da, de ziua da, mea. Da. Care e pe? Pe? Aio? Da. 14 februarie. Da. Și ne-am gândit că după aproape un an ar fi cazul să ne uităm și noi din nou la el și să vedem ce a fost de capul nostru atunci. Cum crezi că o să... Da, și mie. Mi-e frică. Ar trebui să pun așa un mare cringe alert. Eu toate memoriile mele le consider cringe așa, adică azi din ultimul, bine, poate n-am văzut, dar vă zic. Tu n-ai văzut că eu n-am fost în stare să zic cringe alert? Păi nu prea, deci astăzi... am downloadat ceva, ce ai mai pocit? Nu mai știu, dar oricum n-am putut să vorbesc azi prea bine. Mă rog, hai să vedem care 20 de minute filmul ăsta, film. Da, Harry Potter, partea întâi. Chiar nu știu ce se întâmplă. Mă rog, hai să începem care 20 de minute vlogul ăsta. Mă, ce brujbă. Ai început bine. De, chiar m-am lovit vlogul ăla foarte mult. Am avut vânătăi. Salut, eu sunt Teo și astăzi o să facem ceva mai special. Dacă tot a venit Valentin peste noi, sau cel puțin vine acum pe 14 februarie, sunt aici cu iubita mea, Jesima, și o să facem un challenge și mai bine zis yoga challenge. Și ce credeți? Deci, eu abia am mâncat. Am mare. Am mâncat cam mult. Și trebuie să mă întind pe aici. Și eu și așa sunt o log, nu pot să mă întind. Da, și usturoi, și dacă îi trag o râgâitură s-a terminat, o leșim pe aici. Băi, ce credeți, mă? Deci usturoi for life. O pătură da. De-aia și ați văzut cum vă frecați de o pătură. Viața la nu trebuie zici. Pe ea eram și... Măcar și acum, după orice, un an de zile orice că tot asta fac. Deci m-a pupat adinea, orbă m-a curentat pe buza asta. Deci am zis că mi-am fript-o și că mi-o tai și îmi pun alta, s-a terminat. Dar, pe lângă Sfântul Valentin, ce credeți că este astăzi? Este ziua iubitei mele, Jesima. Haideți să-i urăm cu toții la mulți ani în secțiunea de comentarii, să fie și ea fericită. A făcut și ea 20 de ani. Are you kidding me? A făcut și ea 19 ani și a zis de ziua ei să facem un yoga challenge, să ne rupem gâții pe aici. Ați minte de câte ori am dat intro-ul ăsta? Deci în ziua aia nu știu ce a avut, dar nu a reușit să emoții ia ce am avut. Hai pe că înainte nu, gen, mai aveai vloguri înainte și nu aveai treabă. Nu aveam treabă și acum mai am emoții, mai la mișto. Sunt emoționat de vlog mereu, gen. Să începem vlogul, nu uitați că în seara asta se lasează mărciu, port aici tricou, port aici pantaloni. Nu știu exact ora, dar veți găsi detaliile la mine pe Instagram, pe pagina, o să anunț ora exact. Deci dați un follow acolo și intrați să vedeți ce se întâmplă în această seară, că nici eu nu știu să... Abia aștept să te întâmplă tot. Băi frate, știu că vă anunț de 15 luni, bine, exagerez, că lansăm mărci, dar de data asta chiar lansăm mărci, frate. Nu știu exact să vă zic o dată, dar la sfârșitul lunii, maxim începutul următoarei luni, lansăm 100%. Oh, și acum îl simt cum mirosea gura. Ai, nu mai... Da, să nu mai lungim iubita mea, gura. N-am mâncat nici astea de yoga. Ea a fost gimnastă, deci ea se descurcă cu astea, dar eu... Hai că am glumit. Am și mâncat, sunt și olog, s-a terminat. Hai că te învăț eu. Putrău? Învăț eu. Putrău? Da. Păi zici că-s p***arul asta, mă iubire. Deci eu trebuie să mă pun ca o bombă. Așa, și tu cum stai? Eu trebuie să mă urc pe tine, fii atent. Ce voce aveam, noroc, cred că eram răcită. Dar poți să mai îndrept și tu coloana? E ciudată cu totul, nu știu de ce. Și foarte diferită. Și vocea, și că era altă persoană. Vrei să-ți cumpăr alt spațiu aici să facem? M-am schimbat și eu. Păi eu n-am ce să mai fac, m-am pus eu, nu mai mișc. Vrei să mă las așa? Ba, mă, s-a terminat cu cel, cred că facem altul. Trebuie să stai aici. Dar știi că multă lume mă întreabă, gen mai văd în comentarii, bă, Teo, asta e aceeași iubită ca aia de mult? Deci nu sunt singurul de aceeași părere, jur. Refuz să cred. Jur. Mă, bebe, s-a schimbat părul, puțin vocea. Puțin fața, puțin tot. Bă, te-ai schimbat cu totul și eu la fel. Bine, nu chiar. Aici și tu nu te-ai schimbat mult. Păi când vreodată o să stau eu așa, bă, frate. Ai un pic, mă. Păi mă doar aici. Peste alt an o să fim și mai schimbați. Da, pe mine mă doar de tot. Hai, stai un pic acolo. Sper că-mi bine. Bine că eu trebuie să ajung cu cap la cap tău. Mama, trebuie să le pupăm?
Hai că ne pupăm mâine dacă e. Hai mă iubire, ce faci? Și că începem cu ceva ușor. Acolo m-a trântit iar, dar el nici nu observa, m-a luat și... Păi, dacă zici să începem cu ceva ușor și tu mai l-am. Era ușor! Iar, că e jale cu challenger-urile astea. Nici acum nu-l fac. Așa, așa, vino? Da. Așa. Da, hai. Hai să-l încercăm. Îl mai ții minte? Da. Hai. Hai. Hai să-l încercăm. Vorbești serios? N-avem cum un pa... Hai. Te arăt că nu putem. Încercăm noi altă dată. De fapt, n-avem unde. Da, ți-e somn? Te plictisesc? Ia să fac usturoi! V-am zis, mă, că eu sunt cu yoga cu asta. Eu sunt, de fapt, gimnastul, nu e asta, mică. Hai că... Tu și John... Hai, fii atent, tu cu mâinile trebuie să-mi ții... A, da, noi mai aveam în cameră cu noi doi prieteni care râdeau de noi. Deci dacă cazi, eu... Deci nu eram prea... Nu știu dacă să am încredere în mine sau nu. Ai tu încredere în mine? Da. Ah, deci cum o fost? N-am fost atent. Deci am explicat jumătate de oră, a zis da, am înțeles și când s-a pus, deci tu trebuie să te ții cu mâinile aici și eu te țin cu picioarele. Da, de piciorul ăsta mă ții. Aoleu. Stai, nu încă. Eu nu-ți mai dădeam drumul. Păi eu nu știu, bine să nu cazi. Stai, ține-și picioarele astea tari. Le țin tari, sunt piatră. Nu, de că erau spaghete, bebe. Și acum? Tu trebuie să... Crezi că cu schema asta ajungeam la circ lejer? Crede să mor! Nu stau drumul! Bebe! Da! Da! Oprește! Băi, acolo ai pus picioare! Păi tu de ce te-ai pus cu ambele picioare pe mine? Deci? Ține picioarele foarte tare, dacă mie faci un pic așa m-am dus... Bine! Gata! Hai, ți-ai super tare! Acum pot! Și, dar trebuie să fii tu tare, că eu n-am ce să fac. Păi sunt tare, sunt forță, sunt piatră. Haide. Dar mamă, dar ești o loc pe bune, n-ai. Și te țin doar de un picior. A, ia-mă de celălalt. A, deci de celălalt. Așa, gata. Așa, mamă, dar ce ai pe ciorapi ăștia viața mea? E bine? N-aveam. A, dar nu se vede, noi am făcut-o perfect, am avut-o mai bine ca aia, dar... Ce ești de bun? Nu este în handicap. Deci m-a lovit în continuu. Am făcut doar două poziții și am deja 7 răni, nu știu. Am șontorogit-o de tot vlogul ăsta, mâncam așa. După vlogul ăsta rămâne defectă. Sunt prea bun frate la challenge-ul ăsta, next. Aoleu. Pune-te pe spate. Așa, gata? Gata. Talon. Ce talon? Mă, n-am, vrei pensie, vrei talon de pensie, ce talon? Talon la vârf. Iubirea mea, tu vorbești în termeni de ăștia gimnastici. Toată lumea știe de talon. Hai, pe că nu știe nimeni de talon. Doamne, voi știți de talon? Le știi. Toată lumea știe. De ce ai țipat? Că picou. Te doare. A, nu, hai. Ia uite-o, mama, e la mișto. De stânga. Da. Ba, stai. Așa. Doamne. Dar pe asta parcă n-am reușit să o facem. Sau am reușit? Nu mai știu. Băi, iubire. Trebuie să facem partea a doua. Da. Dacă nu s-ai gândat și râzi normal copii. Dar ne antrenăm de data asta înainte. Da, forță, da. Mă duc un an mă antrenez pentru a doua parte. Cred că în trei poziții facem și noi 20 de minute. Și... Uite că am făcut. Am făcut toate. Le facem pe toate. Nu, de fapt le fac pe toate. La ea n-am avut prea multă încredere, dar eu am zis că le fac pe toate. Aprob. Eu ca spectator. Haide, poziția asta o știu că am mai făcut-o eu. Și tu. Eu o să mă urc pe tine și o să-mi faci treaba, dar tu doar trebuie să stai acolo. Bine. Iubire, eu o să-și dă mămi, deci nu mai ai cum să stai pe mine. O să mă urc pe tine și o să fac toată treaba, tu stai acolo. Haide. Uite ce mă bate. Nu știu cum. Mă pune mai așa. Stai acolo. Hai că... Hai de capul meu. Râsul a rămas același. Râsul îmi pare rău, dar chiar n-am ce să fac. De ce te-ai dat într-o parte? Am făcut-o? Vreau să-i știu de ce cască într-una. Bine, poetit! Te opro acolo în viața mea. Da. Eu stau întins, ridic un picior o mână și gata. Eu sunt gata. Cu mâna mă ții de genul. Nu mai te pui tu, eu stau așa. Dacă e ceva tip, că-ți dau drumul. Cum sunt pe că mor aici? Păi nu, gen. Acum ca să te echilibrezi. Cam asta a fost mentalitatea lui tot vlogul. Dacă nu e corect, îi dau drum. Și așa mi-a făcut. Trăim amândoi? Ce mai vrei? Mamă, bă, ăsta e mai greu decât credeam, frate.
Ține-mă. Ăsta chiar a fost greu, ăsta nu l-am făcut. Era grea. Era ok, grea. Primul fail, nu, ăsta nu merge. Nu poate ea să se ridice, că a spus cu el. Da. O lăsăm așa. M-am maturizat eu, e bine. Da, ești cu bebe. Ce parara, mă, ești eu. Păi lăsa, nu știu cum stau așa. Hai să vedeți căzăturile. Băi, iubire, dar ai luat pe cele mai grele, mă. Am scris easy. Ai scris easy? Easy. Cred că a scris I-Z. Băi, dar nu mă împinge cu acea doar. I-Z în gimnastică o fi vreo dificultate, gen. Asta e? Vezi că am făcut-o și pe asta. Deci chiar am fost tari. Asta a fost. Asta nu. Ce-o fi fost în capul meu când m-am gândit eu că o să facem noi aia? Să facem partea a doua cu ce n-am reușit să facem aici. Aolo, am răgâit aici, s-a terminat. Mamă, ce ai înalt. Vine până aici, am cazat. Ce răgâși-o, dar ce ai șturnat. Apropii. Da, eram răcită. Și mai strâși, mă, așa. A few inches later. Unde pui? Inches later. Bebe, e aici în șură. Uite-te la poza aia. Ține-mă deocamdată cu mâna. Doamne, ce-a fost în capul meu. Unde să te țin cu mâna? Piciorul. Piciorul să-l țin cu mâna? Da, ce poți să levitezi? Deci știi de cum mă puneam eu, da, să-i dau cel mai ușor start, eram pusă pe spate în cap și tu n-ai fost în stare să mă ții de picior. Hai să vedem și o toru aici. Trebuie să mă ții de una, da? Bine. Hai, cred că n-ați picioare. Hai că pot dacă e. Hai, hai, te rog frumos. N-am reușit niciodată să faci. Așa lângă și nu pot să. Ce-am zis? Ce-am zis? Ai zis că aveai mâinile în gât și nu poți să respiri, dar eu mi-o imaginez și acum țin minte cum o țineam eu de aici și o vedem ceva genul, așa zici că o să grumam, era cu ochii bulbucați în față. Hai, vezi că s-a 2, 3. Și eu tot încercam să fac să meargă. Nu, dar eu stăteam bine, n-ai văzut? Da. Picioarele drepte, tot ce trebuie. Gata, uite, te țin de aici. Băi, bine. Haide, haide, haide. Dar chiar am râs rău, vlogul. Da. Să mor eu. Eu am făcut de degetele. N-am mai putut să respir. Vezi? Da, da. E ușor. Hai că e ușor, da. Ăștia înainte de pozițiile astea stau, se relaxează, se calmează. Probabil de aia. Eu am mâncat un storoc și acum stau așa, ești nebun. Asta trebuie să facem, bebe, să medităm. Uite, bam, ți-am luat de umăr, te lasă de duci, bam, am pus dreptul. Hai cu stângul, sar pe stângul, așa. Și eu trebuie să iau mâinile, să știi, trebuie să mă țin. Da, da, hai, hai, hai. Eu chiar credeam că reușim. Acum, gen, alineau. Anunță-mă când te ridici. Așa râs. Băi, eu nu mai fac niciun yoga. Așa râd. Mamă, ce sfură e ursul ăsta. S-a terminat. Aveam un tovarăș cu noi acolo, v-am zis, și a dormit, băi, și a început să sfără în casă și nu s-a auzit pe cameră. Vă dați seama ce interesanți eram? Dacă a dormit? Da, tu îți dai seama ce somn are, dacă da, pe gălăgia aia exact, el putea să doarmă. Da, dormi, mă, frate, ca să vezi cât de plictisitor da, suntem. Da, hai că mă ții bine, poți. Hai, mă, dar nu reușim asta? Cred că nu reușim, cred că ne dăm bătuți. Cine m-a pus, Doamne, pe mine? Acum îl fac, hai că-l facem, să mor. Ba? Mamă, dar cât am, a stat tot vlogul la poziția asta. Da, da, să zic. Hai, haide. Haide, haide, haide. Lasă-mă să te... Bam, acum drept. N-am reușit. Adică am 15 încercat. Trece la următoare, că e deja. Hai, ăsta. Ba, hai că îl facem pe ăsta. Ce simat tot vlogul. Da, și chiar e faza mea. Ia stai, mă, să-mi dau ăștia jos. Hai.
ăsta, trebuie să fiu deasupra ta. Așa. Hai, hai. Ce faci asta? Ține-mă, ține-mă. S-a auzit. S-a auzit? Da. Cum mă ridic de aici? Uite-te, ridicai. Bă, uitați-mă ce mi-a găsit a mea. Bă, nemo, frate, să mă urmare pe aici să mă jontorogească. Mamă, ce am transpirat, bă, și frate. Deci nu mai pot, haide. Cum trebuie să stau? Ridică-ți, n-ai făcut asta niciodată când erai mic? Ah, ba da, fiecare zi făceam asta. Jur, nu, așa. Deci jur că poziția asta toți copiii o făceau, cu frații, cu ceva. Da, știu, bebe, dar nu deci, fără... deci la poziția asta chiar vreau să știu dacă a mai făcut-o cineva sau nu. Bebe, dar poziția asta din poză era fără să ne ținem de mult. E, lasă, dar păi, genul, asta întrebam zic. De ridicatul ăsta, așa. Da, și acum ia să vedem, dacă ți-ai mâinile, te duci? Uite. Te mai țin? Am dat-o pe d-astea majoare. Era fără mâini, noi n-am făcut-o. Sau nu n-am văzut bine. Nu cred că era fără mâini. A. Mamă, ia uite. E când vreau să fac eu așa. Și acum ce fac? Stai, nu te mă mișc. Dar nu mă mișc. Ești talent. Asta a fost? N-am făcut și 8 ani degeaba, bebe. Bă, măcar o poziție de asta de yoga să pot să fac. Viețile mele cam asta a fost. Gata, asta a fost. Wow. Da, eu mă așteptam să fie cringe, dar n-a fost deloc. Mie mi-a plăcut. Teo, bravo mă, viața mea. Teo din trecut, bravo mă, sunt mândru de tine. Și niciun caz nu mi-e rușine de tine prea mult. A fost un pic cringe. Mie mi-a plăcut. Și bine, mie. Acum da, orice clip dacă stai să o ia, da, da, din da. Punctul de vedere al unora e cringe. Da, dar normal. Mie personal mi-a plăcut. Poate și clipul ăsta e cringe. Da, poate și ăsta e cringe. Poate toate. Și noi suntem cringe. Poate și tu ești cringe. Poate și tu ești cringe, Ains, poate și noi. Da, oare care a fost următorul clip cu noi doi? Următorul clip cu noi doi? Eu nu mi-aduc aminte, eu nu prea țin minte chestii. Stai că verific acum. Păi ce? Teozeș. Teozeș. Yoga challenge următorul cu noi a fost ăla când te-am dus în baza aia militară bântuită. Și după aia cine mă cunoaște mai bine? Ăla e tare rău cine mă cunoaște mai bine. Ăla da, ăla chiar da. Ce m-am enervat atunci, doamne, venea să-i bat pe toți trei. Cam asta a fost și vlogul. Dragilor, cam asta a fost și vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că nu vi s-a părut prea cringe. Sper că v-am adus un zâmbet pe buze. Nu uitați să ne dați și nouă un follow pe Instagram dacă v-a plăcut de noi, să-mi dați și mie un like, un share și un subscribe. Nu pot să vorbesc. Sper că înțelegeți, acesta a fost și vlogul. Nu uitați de like, share, subscribe, follow pe Instagram acolo. Sperăm să vă uitați la noi și data viitoare, că n-am fost prea cringe. Pa, 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 pa.